sunt multe de spus și multe de povestit. Puțin vor crede ceea ce noi am suferit. Din păcate, am rămas foarte puțin. Din 130.000 mai suntem 1.000, cred că, dacă mai sunt. Restul nu mai sunt. Au plecat. Până și Solzhenitsyn a spus că gulagul românesc a fost poate mai dur și Piteștii au fost mult mai duri decât ceea ce s-a întâmplat la ei. Este trist, este foarte trist când omul devine animal. M-am născut în 1939, 29 august, în comuna Cociurul Mare, din Cernăuți. Eu niciodată nu voi spune că m-am născut în Ucraina, eu m-am născut în România. Tata se trage dintr-o familie de răzeși, din Ostrița. Odată cu intrarea trupelor sovietice, noi am trebuit, ca să fugim de ruși, am lăsat acolo totul. Numai cu doi cai și o căruță și atâta avere i-am putut să luăm și s-a putut pune în căruță. Tata a plecat pe front să lupte împotriva rușilor, împotriva armatei sovietice, a fost rănit, a și murit în 43. Iar noi ne-am stabilit la Gura Humorului, maică-mea s-a recăsătorit, tatăl meu Vitric a fost, nu știu, 2 sau 3 ani de zile, a fost prizonier la Donbas, a lucrat în mină și avea și el față de ostașul sovietic, ci nu față de omul de rând, oarecare aversiune. Sigur că a suferit și el foarte mult. Datorită puținului talent pe care l-am avut, am fost îndrumat să urmez o școală de arte plastice. Sigur că cea mai apropiată de noi era Iașu. M-am înscris la școala de arte plastice, unde am și intrat. Sigur că la Iași, de multe ori am vociferat că rușii au fost acei care ne-au ocupat, care ne-au alungat din casa noastră. La un moment dat, în anul 3, m-am exprimat față de un coleg de-al meu, nu știu dacă mai trăiește sau nu, Grigoraș, de la Iași, era dintr-o comună, Scânteia, Parințe, și cred că el este autorul, acel care m-a tunat la securitate. Era o pobedă, o țin minte și acum. M-au invitat și am spus, dar de ce? Unde vreți să mă duceți? Ce că las, ca să vezi, nu te sperea, că totul o să fie bine. Și m-a dus la securitate în momentul când m-au
preluat ofițerul de servici, mi-a pus ochelarii pe aia de tablă pe ochi și m-a condus în arest. Și am stat și m-am întrebat, dar pentru ce m-au arestat? Ce am făcut? O zi și o noapte m-a ținut în celulă singur, după care a băgat peste mine unul bătut, destul de tare. A doua zi m-a chemat în anchetă un tip brunet de vreo 25 de ani, 30, cu o privire de vultur, parcă-l văd și acum cu un păr creț, nu prea înalt. Și mi-a spus, să-mi declar totul, că dacă nu vei avea de-a face cu mine. Și mi-a spus, doamne, eu nu am ce să declar. Zice, până la urmă o să spui tu. Dacă tu nu vrei să spui, până la urmă o să spui. A fost, bineînțeles, dus la tribunalul militar, cu tot completul de judecată. În dreapta și în stânga mea erau doi ostași cu pistoli mitralieră, care erau gata să tragă și atunci am spus, băi, eu sunt un erou în sinea mea, știți? Dar sigur că aia a fost așa o treabă de câteva secunde, după aia mi-am dat seama unde sunt și ce este cu mine. Avocatul din oficiu a fost, care în loc să mă apere, m-a condamnat. Că am uneltit că aș fi vrut să fac o organizație în cadrul școlii de artă, împreună cu un coleg de-al meu, Matei Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească că este mort. Vă rog să dați posibilitate poporului român, prin sancționarea acestor criminali, să privească cu încredere viitorul, să privească cu încredere că el va fi socotit și mâine, cum a fost socotit și înainte de apariția acestor criminali în viața poporului românesc. Să fie socotit ca un popor muncitor, ca un popor modest, ca un popor care va pune umărul său pentru clădirea unui viitor de pace, de democrație și de libertate în lume. Un fel de, cum să vă spun eu, un circ care a lăsat multă suferință. Președintele tribunalului, am aflat tot ulterior că era din câmpul moldovenesc, nu mai țin minte cum îl chema, am impresia că fusese la un chiolhan zdrav în noaptea, că îi pica tot capul pe masă și era cu ochii injectați. Până la urmă am fost condamnat, eu și Matei, la câte 20 de ani muncă silnică și m-am întrebat în sinea mea de ce. Nu știam și nici acum, nu pot să-mi dau seama cum se condamne un om nevinovat fără să ai dovezi clare că a întreprins ceva împotriva statului, împotriva semenului său. De la Iași am fost duș cu trenul. În vagon, nu știu dacă ați văzut vreodată cum este un vagon pentru deținuți, o dubă de fapt, se ducea noaptea să nu se vadă, la orele 2 sau la 4 sau la 3. Majoritatea erau cu lanțuri. Pe spatele nostru era un CR mare scris cu roșu, contra revoluționar. Noi eram dușmanii de moarte a poporului. Am fost dus la Brăila,
Am stat o noapte la Brăila, după aia de acolo ne-au dus pe niște șlepuri. La Luciu Georgeni ne-au ținut în niște bărăci. După aia o parte ne-au dus pe Bacul Girond. Am stat și pe Bacul Girond. De pe Bacul Girond după aia am fost la Strâmba, am fost la Salcea și la Stoinești. La Stoinești a fost cumplit, deoarece erau niște bărăci făcuți din panouri și era o iarnă cumplită, frig. La saivane am stat, vă dați seama, niște saivane de oi în care să locuiască oameni. Mișunau șoarecii pe noi, pentru că și lor le era frig, și căutau să, adică căutau de mâncare. Erau niște bărăci improvizate, nu erau niște construcții extraordinare, cu patru paturi suprapuse. Cei mai tineri erau la ultimul nivel, iar cei mai în vârstă erau partea de jos. Într-o baracă din asta erau câte 200 de oameni, 250. Acolo am avut ocazia să cunosc oameni deosebiți, niște caractere deosebite. Am spus, l-am cunoscut îndeaproape pe Alexandru Zupi, academicianul, pe Alexandru Paleologu, pe Ivasiuc și pe alții. Toți am plătit, academicieni, până la elevi, toate categoriile. Foarte mulți țărani, adevărați țărani, adevărați gospodari, care s-au opus sistemului, au avut de suferit și ei. Deșteptarea era la ora 5 dimineața. Spălatul, dacă ajungeai să te speli, pentru că, vă dați seama, era un gen de, cum se cheamă, hârdău mare, de unde erau mai multe robinete. Mi s-a întâmplat la, aici, la saivane, că aproape 3 luni de zile eu nu m-am spălat. Când am dat cămașa de pe corp jos, a stat ca și o tablă. În jurul orei 6 era adunarea pe platou. Acolo se făcea numărătoarea. Sigur că mai dura încă 10-15 minute, nenumărat tot timpul, că dacă unul lipsește cumva era grav. Și după aia ne scotea la câmpul, la punctul de lucru. Până la punctul de lucru erau 2 sau 3 kilometri. Vă dați seama că erau oameni de către 75 de ani, de 80 de ani. În marea majoritate, ca să ne obosească, să ne timoreze, ne duceau un pas alergător. Pe ambele părți ale coloanei, pe o parte și pe alta, erau ostașii, care ne alergau și ei, care făceau parte din trupele de securitate. Metri 200 era norma. Pământ pentru îndeguiri sau lucram la desecări sau la orezării, trebuia să transporti de la punctul tău de lucru, de unde săpai, de unde scavai pământul, să-l pui în roabă și după aia să-l duci la 20 de metri, 30 de metri sus pe dig.
apă, mi se dădea doar câte un polonic. Dacă erau două, trei fasole, dacă aveai norocul ca să le și găsești, o bucată de ciolan de cald, dacă era, sau un zgârci. Felul 2 îți dădea arpacaș, care tot era așa zis cu carne, tot la fel de cal. Deci cam asta era totul. Un tip scunt, bine făcut, avea niște cizme tot timpul lustruite și dădeau pe din afară slănina peste tărâm. Tot timpul se vedea în ochii lui o cruzime. Tot timpul striga la noi, banditule, ați vrut, ce să faceți? Să ne vindeți americanilor? Sigur că nu puteai să spui nimic în fața acestui om, pentru că el deținea puterea, tu erai un nimeni. Sergentul major Scarlat, care era șeful nostru a deținuților acolo, m-a pus, era un spin, l-am, bineînțeles, nu l-am observat la mine, adică pe rândul meu. El tot timpul era însoțit de un câine, câine lup care era dresat, era cu botnița, bineînțeles. În momentul când se răzbuna pe către un deținut, îi dădea drumul la câine, dar îi lua botnița. Și mi-a spus, dacă nu mănânci spinul, pun câinile pe tine. Și am asistat de vreo câteva ori la toate scenele astea și știu ce înseamnă. Și atunci am spus, bine, o să-l mănânc. Două zile n-am mai putut nici să mănânc și nici să vorbesc. Mi s-a inflamat toată gura, a fost extraordinar. Da, cam ăștia au fost oamenii cei care ne-au vrut binele. Pentru simplu fapt că m-am aplicat, odată am trecut printr-un câmp unde a fost varză și au rămas cocene de varză, m-am aplicat să iau un cocean de varză să-l mănânc. Un ostaș a tras, cred că vreo 5-6 cartușe, au trecut chiar pe lângă picioarele mele. Mintea noastră erau de niște pături confecționate care fusese deja în cazarmamentul ostașilor și după aia au fost folosite de cea mai proastă calitate, unde erau foarte subțiri. În momentul când murea unul, cazarmamentul se lua, cămașă, indispensabil, toate astea se recuperau. Pe Bacul Gerond, la pupa era arborat steagul francez. Ca cei care treceau pe Dunăre, pentru că erau vase care veneau din Austria, veneau din Germania, așa, să creadă că acolo este un șlep francez sau franțuzesc care încarcă sau descarcă cereale sau eu știu ce. Dar, de fapt, era o închisoare pe apă. Thank you.
noaptea ei sigur că patrulau pe covertă deasupra. Aveau bocanci din aia cu ținte de fier. În momentul când mergeau, că și ei sigur că se plictiseau și lua de la prova până la pupa și se plimbau. Ei, pur și simplu, acel zgomot sacadat și permanent te scotea din sărite. În interior se crea condens. Pur și simplu aveai impresia că plouă. Așa. Toate saltelele erau putride. Sigur că asta a ținut o vară întreagă, după aia bacul a plecat de acolo, s-a dus la grindul, la stufă. Și noi am fost după aia duși în Bărăci, o parte am fost duși la Strâmba. Cumplit a fost. Mama 95 ani de zile unde sunt și ce s-a întâmplat cu mine. Pentru moment a fost dorința de a-mi vedea mama, de a-mi vedea, eu știu, prietenii, colegii. Pentru mine eliberarea, mi-am dat seama că trec dintr-o închisoare mai mică într-o închisoare mai mare. Ce este artistul? Este un om obișnuit care poate dă de multe ori mai mult decât semenul său, decât celălalt. Un artist este acela care încearcă în permanență inovații, care încearcă în permanență să vină cu ceva nou. Ceea ce fac mai mult, sunt un autodidact. Cochetez cu grafica, cochetez cu acuarela, mai ales că tot face parte din grafică, compoziții, creații proprii. Am participat unde am vrut cu lucrările mele, bune sau mai puțin bune. Asta m-a menținut și mă mențin încă în viață și sunt așa cum sunt. Este un mod de a trăi.
un moment dat am avut o expoziție la Suceava, nu mai țin, 83-84, nu mai, sau mai înainte, și la care au participat, sigur că și sindicatele și partidul, și unul dintre, nu știu dacă mai trăiește, unul de la sindicat, un activist, un Ungherku, a văzut lucrările mele și mi-a spus, zice, uite, eu o să-i spun lui tovarșul prim secretar că ești foarte talentat. Zic, da, și ce-i cu asta? Și sigur că i-a spus, a venit, a văzut grafica mea și zice, n-ai vrea ca să vii la Suceava, ca să te stabilești aici. La care eu i-am spus, dar eu am fost condamnat politic și nu știu, și în momentul ăla când i-am spus, s-a terminat totul. Mi s-a întâmplat în 1990. Prima mea expoziție, Memoria retinii gulagului românesc, am făcut-o la Suceava. După 3 zile am primit un telefon. Domnul Berce a zis, da, ar fi cazul să vă liniștiți, și mi-a închis. Am stat și m-am gândit, oare nu suntem totuși în continuare vizați, nu suntem urmăriți? Pe stradă, tot timpul mă uit în urma mea, dacă nu sunt urmărit. În permanență sunt suspicios dacă cumva cineva încearcă să mă tragă de limbă. Telefoanele noastre sunt ascultate. De ce? Pentru ce? În momentul când știi cine sunt, ce mai vrei de la mine? Atâta suferință în poporul ăsta. De ce? De ce atâta ură? Și nu mi-a fost frică și nu mi-este frică să spun. Urmașilor foști mari activiști ai Partidului Comunist se regăsesc poate și la ora actuală în toate structurile statului. Omul a fost, după mine, cel mai crud dintre toate animalele.